și argintul viu trimis. Simt în mine, merge în mine ca un șarpe. Are vreo și farmece făcute cu legături. Alina, tânăra care țipă cât o țin plămânii că are argintul viu în ea, e însărcinată și nu e singura din familie care acuză dureri inumane. De când am început să o cunosc pe Alina, am început să am și o durere de cap, de stomac, de argintul. Simt că mă simt... Dar oare și pruncul din pântecele Alinei poartă blestemul mamei și al tatălui? Misterul se adâncește. De ce? Afli în exclusivitate la Acces Direct. Chiar acum o să vorbim despre povestea asta, anunțându-vă că este însărcinată. E vorba despre fata de 25 de ani, pe nume Alina Mazilu, care spunea ieri în platoul nostru că ar avea argintul viu în ea. Așa s-a exprimat ea, e expresia populară. Povestea sa a șocat multă lume, a stârnit de asemenea multe controverse. Femeia susține că a suferit transformări îngrozitoare în ultimii 8 ani, de când, tot ea afirmă, ar fi fost blestemată. Niciun doctor nu a găsit vreun leac pentru boala sa, dacă e vorba de o boală. Astăzi vom discuta cu mai mulți specialiști care s-au mai lovit de astfel de cazuri. E bine, dați-mi voie mai întâi să vă prezint invitatele mele în această după-amiază, doamna Camelia Mitoșeru, Mara Bănică și doamna Florentina Ion, parapsiholog. Mulțumesc foarte mult, bună seara! Mulțumesc, bună seara! Și o invit în platou pe Alina Mazilu, tânăra de 25 de ani. Merg de scurt pe asta. Bună seara, Alina. Bună seara. Vedeți ce face sarcina din om? Ieri a intrat, de-abia mergea, avea chipul la viață. Gata, i-a trecut, i-a scos sarcinul. Ai văzut ce bine arată? S-a terminat. Bravo, bravo, Alina. Când ai aflat tu că ești însărcinată? Astăzi. Astăzi mă uitam la te și zic, dar ce înseamnă două linii roșii? Și doamna zice, păi, ești însărcinată. Zic, aoleu, cum, chiar așa, da. Dar tu-ți doreai? Da, îmi doream, adevărat, e că îmi doream de mult timp lucrul ăsta. Acum vreau să fie totul în regulă, și eu și copilul. Nu vreau să mai pierd nici pe asta. Ești ok? Te simți bine? Acum să știi că s-ar putea să ai niște... Nu prea bine, că mă frige tălpile, foarte tare mă frige. Nu pot să suport nici papucești. Da, mai devreme m-a chemat puțin acolo unde era dânsa ca să-i fac ceva, un pic de tratament la tălpi, pentru că o ard. O ard foarte tare. Și aici sunt spuzită, m-am spuzit, o spuzeală mea. Dar, și pe... Doamna Simona, dacă îmi permiteți, până ea nu rezolvă cu metalele grele din organism... Care nu le are... Există, o să se dovedească la medic. Nu o să se dovedească nimic. Draga mea, dacă nu ai grijă de tine acum, îi transmis tot copilului. Acum trebuie să fiu o mămică fericită, veselă, să nu te mai doare nimic. Mă arde corpul foarte tare. Lasă, dragă, că nu te doare nimic. Te mai uita la doamna Mitoșeru dacă te apucă arsura când te uzi la mine. Apropo, aseară pe Facebook, credeți-mă că am adormit la două noaptea, mi-a fost rău, n-am putut să dorm. Și am adormit mai târziu. Credeți-mă, chiar și din străinătate, m-au sunat. Mi-a dat mesaj, Alina, te cred face. Pentru că eu am trecut prin așa ceva. Mercur, argint viu, te cred că te... Cine a zis asta? Simți că merge, da, zic în mine, ca un șarpe. Doamne ferește! Mă, dar tu găsești numai de ăștia care îți bag în cap. Dacă sarcina e destul de avansată, adică are spre 4 luni, s-ar putea să se miște copilul. Da, da, bineînțeles. Bineînțeles. Nu, burtica e foarte mică. Acum, Alina, știi ce se întâmplă? Există farmece. Eu am susținut și ieri și cred în continuare în treaba asta. Dar nu știu dacă tu ai treaba asta, știi? Acest lucru se poate verifica. O să mergem la medic, facem investigații. Foarte bine, asta e perfect. Draga mea, ascultă-mă, de ce se spune că vrăjile nu se prinde de cel care nu crede? Pentru că cel care crede, singur își transmite prostii. Altceva nu pot să am, eu asta o țin a mea. Deci am argintul biu și l-am vorbit. Tălpile tale sunt fierbinți. Acum, de exemplu, sunt arde. Mă arde foarte tare. Deci, ia vedeți, doamna parapsiholog. Sunt fierbinți tălpile, doamne? Doamna Simona, dacă nu, ea aici. Cum este însă? Ia puneți mâna. Să-mi spună doamna dacă în talpă e fierbinte, cum ar veni. Da, da, dar nu mai pot, ce mă arde foarte tare. Cam ce temperatură să fie în talpă așa? Cât estimați? Eu zic că e cam mare. Poate are febră. Nu cred. Nu, tot timpul, doamna Simona, tot timpul zi și noapte, credeți-mă.
Auziți, aș vrea Alina, să tu vrei ceva. Să faci un copil sănătos sau vrei să faci un copil bolnav? Eu nu mă stresez, doar că vorbesc. Da, păi dacă bolești atâta, o să faci un copil bolnav. Doamna, o clipă, doamna Mitoșeru, că vreau să îi dau cuvântul și doamnei Ion. Vă rog, doamnă. Da, aș dori să spun că aceste metale grele se transmit prin salivă și prin contact sexual. Adică există posibilitatea ca să transmită și asupra fătului dacă nu reușim și nu reușește să scoată din corp aceste metale grele. O treabă asta. Adică nu este... Eu cred că nu există posibilitatea să duc o sarcină până la capăt dacă are așa ceva. Sunt foarte multe complicații. Aveți dreptate. Dar, în primul rând, trebuie verificat și mers la investigații să vedem gradul de metale grele din organism și după aceea să stabilească fructe de mare domnul mâncat, doctor și cu doamna doctor să-i stabilească un... Mă, dar nu înțeleg, tu ți-ai făcut toate analizele. Și-a făcut toate, și-a făcut hemoleoncograma aia. Aha, în organism.